Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Cum ne îmbrăcăm? Cum ne îmbrăcăm pe din afară? Cum ne îmbrăcăm pe interior? Acesta este subiectul emisiunii La Ordinea Zilei de astăzi. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoe. Vorbim despre cum ne îmbrăcăm. Mai întâi, cum ne îmbrăcăm pe din afară? Nu sunt un expert în modă, vreau să fac lucrul acesta clar de la început și nu am de gând să dau prea multe sfaturi în privința aceasta. Sigur, fiind o emisiune creștină, aș face totuși această precizare ca repere. Ne îmbrăcăm cu gust și ne îmbrăcăm decent. Este ceea ce ar fi ca principiu general. De asemenea, sigur că ne îmbrăcăm și în funcție de sezon, de anotimp, în partea noastră de lume, în mod special, sunt diferențe foarte mari de la anotimpul rece la anotimpul cald. Sunt alte locuri în lume unde nu sunt diferențe așa de mari. Mi-aduc aminte de vremea când trăiam prin Londra și hainele de vară erau aproape aceleași ca și cele de iarnă, nu erau diferențe foarte mari. Se cam nivelează și anotimpurile aici, deci iarna nu mai este, iarna nu-i ca vara, iarna nu mai este atâta zăpadă cum era pe vremea când eram eu mic, de exemplu. Da, da, însă pe de altă parte verile par să devină mai toride decât erau, deci se mențin totuși niște contraste destul de serioase de la vară la iarnă în cazul nostru și atunci oamenii trebuie să ajusteze foarte mult ținuta în ceea ce înseamnă ținuta noastră exterioară. Este foarte importantă ținuta exterioară. Deci este o vorbă, haina îl face pe om. Da, 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 fără îndoială. Toți suntem înclinați să etichetăm pe oameni sau să evaluăm și prin prisma ținutei lor. Ținuta spune ceva despre om, ca să nu mai vorbesc despre faptul că sunt anumite ținute care îl cataloghează pe om ca aparținând unui anumit segment al societății. Vezi pe cineva îmbrăcat la patru ace cu o servietă elegantă în mână, te gândești că probabil e om de afaceri. Vezi pe cineva în uniformă verde, te gândești că poate e cadru militar. Vezi pe cineva într-un uniformă de un anumit fel, știi că e elev la o școală oarecare. Deci îmbrăcămintea noastră exterioară sigur ne așează în anumite categorii. Am o experiență personală foarte interesantă. Eram odată într-o iarnă îmbrăcat cu o haină mai ponosită, așa, mai arătat de second hand și m-am pus într-o stație de autobuz, aștept autobuzul și acolo era chiar lângă o intersecție și acolo își făceau viacul niște cerșetori. Erau niște copii mai mici și unii mai mari care cerșau, dar nu m-au băgat în seamă, credeau că-s de-a lor. Și am văzut cum funcționează cerșetoria, cum cel mare îi zicea, du-te la mașina aia roșie, repede. Îi zicea fetei mici să meargă să cerșească. Și da, zis, da, uite ce interesant, sub acoperire mi-am dat și eu seama cum funcționează sistemul. Așa, și cât ai câștigat? De... Bună întrebare. Bună. Și să merită să mai lucrezi la radio sau câștigai mai bine acolo? Bună întrebare. Da. Da. Da, categoric. Oamenii automat au pus într-o anumită categorie în funcție de... Nu se simțiseau deloc de mine, credeau că-s de-ai lor. Da, da, da. Și este așa important e. Și din un alt punct de vedere. Este important din punct de vedere al decenței, al provocării, de exemplu. Trăim într-o lume foarte sexualizată, haine foarte mulate, foarte strânse. Iov, în urmă cu mii de ani, spunea, fac un legământ cu ochii mei. Nu-mi voi opri privirile asupra unei fecioare. Ce înseamnă puterea seducției prin haine? Sigur, toată industria aceasta trăiește din industria asta vestimentară, vreau să spun, într-o mare măsură, trăiește din realitatea instinctului sexual și tocmai de aceea tot ce vedem reclame și care n-au absolut nicio legătură uneori cu vestimentația, reclame la absolut orice, de la detergent până la paste de dinți, până la orice alt articol de uz casnic, întotdeauna sau foarte adesea este prezentat de către cineva îmbrăcat sumar și care într-un mod sau altul se duce. Deci, sigur, este tehnică de marketing până la urmă. În același timp, ca și creștini, știm că suntem responsabili
de efectul pe care îl avem asupra celor din jurul nostru. Și tocmai de aceea învățătura creștină este că îmbrăcămintea credincioșilor trebuie să fie una decentă, ca să nu atragă atenția într-un mod nepotrivit asupra corpului. Dacă ar fi să iau legământul lui Iov, ad literam, aproape că nu mai poți să trăiești în societate în vremea aceasta. Dacă chiar faci legământ să nu privești la cineva care este îmbrăcat necorespunzător, ar trebui să ieși aproape din societate. Sigur că sau farisei sângeroși pe vremea Domnului. Poți să faci ceea ce spuneau bătrânii, principiul nu pot să opresc pasărea să zboare deasupra capului meu, dar pot să opresc să nu-și facă la mine în cap cuib. Deci este o diferență între realitatea că suntem expuși la tot felul de semnale de genul acesta, dar este altceva să permitem a ne opri privirile în mod nepotrivit asupra acestor stimuli. Cum ar trebui să se îmbrace creștinul în omul ascuns al inimii? Dar înainte de această întrebare, aș vrea totuși să vă întreb, pentru că discuția a mers în direcția aceasta. Domnul Iisus Hristos spune, oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci ridică standardul incredibil de sus. Cum comentați aceste cuvinte ale Domnului? Desigur, ele subliniază radicalitatea uceniciei creștine, dar totodată subliniază și faptul că adevărata viață creștină este una care are legătură cu lăuntrul. Deci nu doar faptul că se comite un anumit lucru este o problemă, ci și faptul că inima omului este lăsată fără frâu într-o anumită direcție. Deci Domnul Iisus sigur vrea să spună că răul trebuie curmat din rădăcină și rădăcina este în inimă. Și atunci dacă vreau ca un lucru să nu devină niciodată realitate, punctul cel mai potrivit de unde să-l stopez este cel al gândului, cel al inimii, al nezuințelor mele. Cum ar trebui să se îmbrace creștinul în omul ascuns al inimii? Ce ne învață Biblia? Da, e interesant că puneți această întrebare, pentru că deși pare una care nu are legătură foarte mult cu spiritualitatea ținută aceasta, în terminologia Noului Testament, mai ales în scrierile Apostolului Pavel, se vorbește foarte mult despre îmbrăcare și dezbrăcare, în sensul că adesea, viața creștină este descrisă în termenii dezbrăcării de lucruri care sunt nepotrivite, necreștinești, nesănătoase și îmbrăcarea cu anumite calități sau deprinderi care țin de viața creștină. În mod special în Epistola Apostolului Pavel către Coloseni se vorbește în capitolul 3 despre imperativul acesta al dezbrăcării de lucrurile firești sau nesănătoase, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de vorbire de rău și așa mai departe, și îmbrăcarea cu omul cel nou, care înseamnă sfințire, bunătate, îndurare, smerenie și așa mai departe. Însă întotdeauna Apostolul Pavel folosește mai întâi imperativul dezbrăcării și apoi imperativul îmbrăcării, sublinind foarte clar ceea ce de altfel este evident, că îmbrăcarea cu ceva nou trebuie să fie precedată de dezbrăcarea de ceva vechi. Îmi vine în minte un episod despre care citeam, o relatare despre cineva care spunea că a circulat prin oraș și la un moment dat a văzut un cerșetor, s-a uitat un pic mai atent la cerșetor și a dat seama că pare să-l cunoască, să-i cunoască fizionomia, și după câteva clipe și-a dat seama că de fapt era un fost coleg de școală al lui. A fost tare surprins, s-a oprit, s-a dus la el, a intrat în vorbă, s-a asigurat că într-adevăr este fostul lui coleg de școală
Și apoi i-a zis, uite, îmi pare rău că ești aici unde ești, m-aș bucura să te pot ajuta într-un mod cât mai consistent, nu știu dacă voi putea face ceva pe termen lung, dar uite, aș vrea să fac cel puțin atât acum pentru tine. Vreau să vii la mine acasă, să servim o masă împreună și vreau să-ți dau alte haine. L-a invitat la el acasă și i-a dat o ținută foarte elegantă, după care l-a lăsat puțin singur în cameră să se schimbe, a revenit și a spus, hai acum să servim ceva. S-a așezat la masă și dintr-o dată l-a lovit un miros foarte neplăcut și intrigat, l-a întrebat pe fostului coleg, pe cercetător, auzi, ce ai făcut cu hainele dinainte? Și a desfăcut puțin haina de pe el și a zis, păi uite-le, sunt aici. Le îmbrăcase pe cele noi peste cele vechi. Cumplit, că groază. Ținea la ele, era obișnuit cu ele, erau ale lui și le-a luat astea peste ele. Sigur că nouă ni se pare foarte ciudat așa ceva, însă, din păcate, se întâmplă adesea în ceea ce înseamnă viață creștină. Sunt oameni care, din păcate, așa par să înțeleagă creștinismul, că ne însușim niște haine noi. Începem că suntem sensibilizați la un moment dat legat de Dumnezeu, de biserică, de credință și începem, hai să mai mergem și noi pe la biserică, hai să ne cumpărăm și o Biblie, poate începem să mai citim din ea, hai să mai învățăm câte un cuvânt din Biblie, hai să mai facem bine și noi la cineva o faptă creștină și începem să ne însușim, să îmbrăcăm aceste fapte creștine, fără însă a renunța în mod clar și categoric la viața necreștină pe care am dus-o până aici. Continuăm să ne permitem să vorbim ce nu trebuie, să ne comportăm cum nu trebuie, dar adăugăm ceva componente creștine în învățătura Apostolului Pavel, în învățătura Noului Testament. Așa ceva este de neconceput. Îmbrăcarea cu viața creștină trebuie să fie însoțită sau precedată chiar de dezbrăcarea de ceea ce nu este creștinesc. Mai există un aspect important, podoabele. În toate civilizațiile și în toate culturile, oamenii au purtat podoabe. Ce spune Biblia? Care sunt adevăratele podoabe? În sensul acesta... Mă rog, podoabe e un cuvânt mai bijuterii, mă refer. Și Apostolul Pavel și Apostolul Petru în Noul Testament vorbesc despre podoaba creștină ca fiind omul ascuns al inimii, podoaba lăuntrică. Bijuteria lăuntrică. Da, exact. Deci ceea ce ar trebui să îl evidențieze pe un creștin ar trebui să fie frumusețea lui de caracter, trăsăturile sale lăuntrice deosebite și atât de mult aș vrea să accentuez lucrul acesta în mod special pentru tineri, pentru tineri care au gânduri bune, gânduri creștine, inclusiv în alegerea partenerului, partenerei de viață. Uitați-vă la podoaba lăuntrică. Nu vă lăsați prea ușor amăgiți doar de faptul că cineva are o haină frumoasă pe din afară. Aceste lucruri care țin de exterior pot deveni atât de nesemnificative când te trezești peste luni, peste ani, că stai lângă o persoană care nu are virtuți lăuntrice, ci din potrivă. Pe de altă parte, o persoană care poate nu ți-a atras privirile în mod deosebit atunci când ai văzut-o prima dată, dar care pe măsură ce începi să o cunoști, îți demonstrează o frumusețe lăuntrică, un caracter deosebit. Asta este persoana lângă care vei vrea să stai. Cere-i lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii spre
omul ascuns al inimii și să recunoști aceste podoabe ale lăuntrului. Ținuta creștină este în primul rând una care are legătură cu interiorul. Și mai există, și mai există un aspect și anume mișcarea feministă. Majoritatea lucrurilor sunt sexualizate acum, nu doar reclamele, ci și mintea, gândirea copiilor. Fetele de mici sunt învățate să fie provocatoare față de băieți, pentru că altfel nu pot să răzbească pe piață. Le iau altele prietenii sau băieții. Ce spune mișcarea feministă? Și aici... Vine în minte o definiție a feminismului pe care de dată o studentă la universitate, era la cursul de drepturile omului și le-am cerut să discute o afirmație și afirmația era aceasta: mișcarea feministă reprezintă o exagerare în lupta pentru drepturile omului. Discutați. Și studenta îmi răspunde pe hârtia de examen: nu, mișcarea feministă nu este o exagerare. Mișcarea feministă este foarte importantă pentru noi femeile, pentru că vine vara și e important cum arătăm și de-aia trebuie să facem mișcare. A fost cea mai inedită explicație a mișcării feministe pe care am găsit-o, dar dincolo de glumă... Sunt perle și la universitate, nu doar la bacalaureat. Poftim? Sunt perle, da, și se poate și la universitate. Îmi pare rău că trebuie să recunosc că nu mai știu dacă era anul 1 sau anul 2 studenta, dar cert este că era la universitate, da, și uite că tot felul de lucruri interesante se întâmplă. Am zis că ar trebui trimisă la... Curtea pentru Drepturile Omului la Haga să-și însușească această definiție a mișcării feministe. În orice caz, dincolo de lucrurile care ne amuză în afirmație, este această mentalitate că în mod special vara e important cum arătăm, de-aia zicea că vine vara și trebuie să arătăm bine, și că, într-adevăr, valoarea noastră cumva ține de ceea ce arătăm, îmbrăcăm și de felul în care arătăm noi în exterior. Și de ceea ce arătăm pentru... De ce femeie. Arătăm, da. Și de cât de mult arătăm. Da. Spunea cineva, strada e plină de carne goală. Da. Da, și este șocant cât de adesea chiar tineri deosebiți, tineri cu principii creștine, se evaluează pe alții în funcție de ceea ce îmbracă sau cum arată în exterior. Asta e primul lucru care se vede și contează cel mai adesea, însă tocmai de aceea, pentru a echilibra acest accent nesănătos, învățătura creștină pune foarte mult bazele pe omul lăuntric. De aceea spune acel apostolul Pavel în Coloseni la capitolul 3: ca niște aleși al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Deci acestea sunt lucrurile care sunt adevăratele podoabe și mi-a plăcut o sintagmă, am auzit recent de o tabără creștină pentru tineri, intitulată Tineri întorși pe dos. Ideea fiind că atunci când ajungi să arăți ce e în lăuntrul tău, să nu-ți fie rușine. Sunt situații care zicem noi că ne întorc pe dos. Situații de criză, situații de supărare și atunci când suntem întorși pe dos în felul acesta, atunci arătăm hainele noastre lăuntrice. Și aș lansa această provocare: în situația în care vei ajunge să fii întors pe dos, ce se va vedea? Ce vor vedea ceilalți? În clipele de calm, de normalitate, reușim să camuflăm, reușim să ne ținem măștile în ordine, dar vin situații care ne întorc pe dos. Ce arătăm atunci? Sau mai zicem noi, când îți ieși din fire. Ei, atunci când îți ieși din fire, cel mai adesea, cu adevărat, îți intri în fire. Adică atunci arăți cine ești tu cu adevărat. Și problema se pune: ce vor vedea ceilalți când îți ieși din fire, când ești întors pe dos?
Foarte bună întrebare. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar mi-amintesc versetul din Apocalipsa, capitolul 3. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe și spune, nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui, spune Domnul Iisus Hristos. Oare cum va fi atunci când vom fi îmbrăcați în haine albe? Așa este, așa se va încheia istoria pentru copiii lui Dumnezeu. Ei vor fi îmbrăcați atunci într-un mod absolut în haine albe, însă vreau să fac totuși această afirmație, această schimbare lăuntrică, această dezbrăcare de ceea ce este păcătos și însușirea unei noi vestimentații sănătoase creștine nu este doar o acțiune a noastră, a oamenilor. Este o acțiune care îl implică pe Dumnezeu. De aceea, cine dorește o schimbare lăuntrică, reală, nu are altă opțiune decât să vină la Domnul Iisus Hristos și să-i ceară lui acest schimb de haine prin care Hristos își ia asupra sa zdrențele noastre, dacă pot spune așa, hainele noastre mânjite de păcat. Prin jertfa sa, el le răstignește la cruce, odată pentru totdeauna. A mers la cruce cu păcatele noastre, cu hainele noastre murdare și în schimbul lor, prin credința în el și prin ascultarea de el, Domnul Iisus Hristos ne dă în dar hainele sale albe. Sigur, viața este o provocare și de multe ori se întâmplă ca această ținută nouă, curată, primită de la Hristos să fie pătată de păcat. N-avem altă rezolvare decât aceea de a merge de fiecare dată înapoi la El și să-i cerem să ne curățească din nou, să ne pregătească pentru ziua în care vom sta față în față și atunci să putem fi cu adevărat îmbrăcați în hainele albe la care se făcea referire. Haideți. Să ne rugăm lui Dumnezeu în sensul acesta. Da. Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru jertfa Domnului Iisus Hristos prin care ai spălat viețile noastre, lăuntrul nostru, ne-ai transformat și ne-ai făcut din fii ai celui rău, fii de Dumnezeu, ne-ai dat o identitate care ține de familia Ta și, Doamne, mulțumim că în acest statut nou ne inviți pe fiecare dintre noi să ducem o viață nouă, o viață diferită, diferită de ce am trăit în trecut, diferită de ceea ce vedem adesea în jurul nostru. Și de aceea vreau să mă rog, Doamne, pentru toți aceia care, ascultând această emisiune, au fost cercetați de Tine și dacă sunt printre ei persoane care se simt pătați de păcat și constată că hainele sufletului lor sunt mânjite de cel rău, Părinte Ceresc, dă-le harul chiar acum să apeleze la jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, la curățirea pe care Tu o poți face în viețile lor. Doamne, ajută-i să devină copii ai Tăi și să trăiască pe placul Tău. Și apoi, Doamne, pentru toți cei care au făcut pasul acesta al credinței, al întoarcerii la Tine, Te rog, Doamne Iisuse, învrednicește și învrednicește-ne să trăim ca oameni noi. Ajută-ne, Doamne, în fiecare zi să fim gata să ne dezbrăcăm de lucrurile care nu ne fac cinste nici nouă, nici Ție. Și ajută-ne, Doamne, să îmbrăcăm acele virtuți care ne aseamănă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, în viața noastră de fiecare zi să luăm ca standard nu ceea ce vedem în jurul nostru, ci ceea ce vedem în Domnul nostru Iisus Hristos. Dă-ne harul de a putea trăi o viață care să Te onoreze pe Tine și care să fie compatibilă cu numele pe care l-avem de copii ai Tăi. Cer binecuvântarea Ta, Doamne, și ajutorul Tău în mod special pentru aceia dintre ascultători care se luptă în viața lor personală, în relațiile lor, cu vicii, cu păcate, cu lucruri care nu sunt după voia Ta. Dă-le biruință, Te rog, Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și ajută-ne să fim pregătiți pentru ziua în care vom sta față în față cu Tine.
Binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și Te lăudăm, Părinte Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoe. Am discutat despre cum ne îmbrăcăm, indiferent de anotimp, în anotimpul în care ne aflăm, cum ne îmbrăcăm, dar în mod special cum ne îmbrăcăm, cum îmbrăcăm omul ascuns al inimii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!